se predau rușii. Informația venită chiar acum de la cel mai înalt nivel. Poziția rușilor în regiunea Herson se clatină. Este cea mai mare lovitură pentru Moscova, după eșecul privind imposibilitatea cuceririi Kievului. Un fost general american anticipează o capitulare a forțelor ruse în Herson, oraș strategic din Ucraina. Dar desfășurarea luptelor din sudul Ucrainei este evaluată total diferit de Kiev și de Moscova. Potrivit Neusvik, regiunea Herson a fost controlată aproape în întregime de trupele ruse încă din martie, devenind primul oraș important căzut în mâinile Rusiei. În vară, forțele ucrainene au lansat o contraofensivă pentru a recupera orașul. Generalul american în retragere, Mark Hertlin, a comentat filmulețul postat de un soldat ucrainean, din prima linie a frontului, care arată poziții distruse ale rușilor în Herson.